Salut, azi o să vă arăt cum se configurează routerul Tenda W316R. Acesta este routerul. Așa arată. Așa arată routerul. Este un router ieftin, foarte bun. L-am de o săptămână, sunt foarte mulțumit de el. Bun, să trecem la treabă. Deci, după ce scoatem routerul din pachet, cel mai bine e să-l punem pe masă, pe birou sau pe unitate, în funcție de cât aveți dumneavoastră firele de mari. Așa. Firul care intră în spatele unității, firul de net, care intră în placa de rețea, îl introducem aici, în portul albastru, unde scrie WAN, WAN. Așa. Firul care îl mai aveți în pachet, îl introduceți în unul din cele patru suporturi, apoi în unitate, de unde a scos firul care l-ați introdus aici. Așa, și cam asta ar fi tot. Aici se bagă alimentatorul, încărcătorul. Aici avem un buton de oprire, respectiv resetare a routerului. Așa. După aceea, în momentul acesta, când aveți firul din unitate băgat în router și firul celălalt care l-ați primit în pachet cu routerul, îl aveți băgat în unitate, din router în unitate, nu mai aveți net. Și aici o să vă mai apară, eu am routerul configurat și de aceea nu mai mi apare, ceva cu RD sau ce nume a spus dumneavoastră. Adică RD sau... Înțelegeți voi, mai e în coda asta. Cum, de exemplu, cum e asta și dați click. Așa, dați click pe ea, mai jos trebuie să vă apare una, dați disable. Așa, și o ștergeți de tot. Dați delete și o ștergeți. Deci să nu mai vă apare decât asta să vă apară. Unde dați voi de obicei connect, să vă conectați la net când porniți calculatorul, nu mai aveți treabă cu ea, o ștergeți de tot. Bun. Și în momentul acesta voi nu aveți net. Și o să vă deschid o pagină așa. Parola este admin. Așa. Cel mai important e aici să completați username-ul pe care îl aveți, adică cu care vă logați înainte când porneați calculatorul, va apărea o iconiță de la RTS, unde scrie parola, username-ul și dădeați connect, așa. Introduceți username-ul aici. Eu am VL că sunt din Vâlcea. Poate o să aveți GL sau B sau DJ sau așa. Și parola pe care o aveți la username. Așa. DHCP aici dacă aveți IP dinamic, dar nu cred că este cazul. Lăsați cel mai bine pe PPPoE și dați OK. Așa, aici. Acum, din câte puteți vedea, înainte era desconectat. Acum s-a conectat. Da, acum este conectat la mine. Câmpurile acestea nu prea sunt obligatorii, că se conectează și se desconectează automat, în funcție cum vreți dumneavoastră să-l setați. Aici este cel mai important. Deci dacă nu bifați această opțiune, nu aveți net prin casă și nici nu o să vă meargă netul pe calculator. Aici introduceți numele rețelei dumneavoastră de Wi-Fi, care vreți. Eu, de exemplu, am Vlad din 98. Așa, bifați prima opțiune. Aici dați pe ultima. Enable aici. Aici dați auto select 20 pe 40. Aici lăsați așa, enable. Bun. Deci rețeaua mea se numește Vlad din 98. Și dăm OK. Wireless security. Aici, dacă vreți să aveți parolă și cum vreți să o securizați? Prin VPA PSC, VPA 2 PSK și aici. Cel mai,
bine, e aceasta, părerea mea. Eu așa o am. Dacă nu vrei să aveți parolă, așa. O alegeți pe asta cel mai bine. Deci bifați aici și aici parola pe care vreți. Eu, de exemplu, am Cătălin 98 la rețeaua mea. Și introduceți o parolă a rețelei de Wi-Fi sau wireless. Așa. Disable, ok. Păi cam asta a fost tot. Așa, aici trebuie să aveți connect. Aici, cum v-am explicat. Sper că m-ați înțeles cât de cât și vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit.